Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Ne întâlnim din nou, de această dată în siajul unei lucrări pe care eu o prețuiesc în mod special. Este vorba despre volumul intitulat Trei prieteni în căutarea înțelepciunii. Volumul are subtitlul Un călugăr, un filozof și un psihiatru ne vorbesc despre lucruri esențiale. A apărut în anul 2017 la editura 3, în traducerea din limba franceză a doamnei Liana Haidar, o traducere remarcabilă, denotat și traducătorul, pentru că de regulă îl trecem cu vederea. El ajunge undeva, se strecoară printre notele de subsol. O carte cu care eu vă spuneam am legături speciale, de ce? Pentru că traversez, odată cu dumneavoastră, traversăm, îngăduiți-mi să folosesc verbul la plural, traversăm timpuri în care e nevoie să ne concentrăm asupra noastră. E nevoie să aflăm cine suntem de fapt. E nevoie să învățăm să iubim, la o adică să murim ca să putem renaște. Cartea aceasta este o carte care face parte din categoria celor de învățătură spirituală, o carte sapiențială sau de dezvoltare personală. Folosesc o sintagmă la modă, la îndemâna tuturor. Nu este o carte didactică, nu este un manual, așa cum ar părea. Departe chiar și de maniera în care sunt concepute cărțile de dezvoltare spirituală, așa cum le cunoașteți dumneavoastră. Acești trei prieteni, aceste trei minți luminate, și-au propus ca în cadrul unui dialog plin de căldură, de efervescență, de entuziasm, undeva într-o cabană, în munți, la gura sobei, să-și împărtășească experiențele de viață și convingerile rezultate în urma acestor experiențe. Este așadar o carte poveste, o perspectivă asupra virtuții care este înțelepciunea, prezentată cumva ca un bazm modern, în sensul că se apelează la instrumentele moderne, la rațiune, dar cumva din, vă spuneam, cumva privite toate acestea din, de pe ferestruica aceea care se luminează întotdeauna atunci când o privim cu ochii inimii. Cine sunt cei trei autori? Pentru că trebuie să știm cu cine avem de-a face. Cei trei autori, cei trei prieteni care ne mângâie, acesta este verbul, ne mângâie foarte frumos cu opiniile, cu credințele, cu convingerile lor despre toate valorile care se centrează în jurul valorii cu majusculă, înțelepciunea. Valoarea cu majusculă este înțelepciunea. Christoph André. Cine este Christoph André? Primul dintre cei trei autori. Este psihoterapeut, este medic psihiatru la Spitalul Sfânta Ana din Paris, este de asemenea profesor universitar și autor de cărți de specialitate. Alexandre Jolien. Alexandre Jolien este scriitor și filozof, a fost distins în anul 1999 pentru lucrarea intitulată Elogiul slăbiciunii cu premiul Academiei franceze. Trebuie să știți că Alexandre Jolien are o poveste de viață impresionantă. S-a născut cu paralizie cerebrală, ceea ce a făcut ca primii 16 ani din viață să-și petreacă în diverse instituții specializate în îngrijirea persoanelor cu handicap. Iată deci o perspectivă, iată deci o nuanță la nivel de perspectivă. Și în sfârșit, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, om de știință, doctor în genetică moleculară la Institutul Pasteur, provenea dintr-o familie care l-a format pentru cariera științifică, a avut rezultate notabile. La un moment dat însă, așa cum se întâmplă în viață cu personajele alese, da, alese de sus cumva, ceva în ființa lui s-a scurt circuitat, a avut o revelație și a lepădat veșmântul de om de știință pentru a-l îmbrăca pe cel de călugăr budist, calitate în care s-a implicat într-o suită de proiecte caritabile. De 40 de ani, trebuie să știți, Mathieu Ricard trăiește în Nepal. Ei bine, aceste trei somități, da,
au primit premii importante, da? Academia franceză i-a onorat, nu sunt fite cine, nu sunt niște impostori culeși de pe stradă, nu folosesc la întâmplare cuvântul impostor, pentru că la ora aceasta România este plină de impostori și dumneavoastră știți ce vreau să spun, niște somități și-au propus să vină, nu să ne învețe. Cred că și verbul a învăța de acum înainte va fi un verb depășit, pentru că, eu știu, ne constrânge. Este o nuanță de constrângere în verbul a învăța. Au venit să ne propună să ne îmbrățișeze, oferindu-ne din ceea ce ei cunosc, trăiesc și pot mai departe să alchimizeze. Cartea Trei prieteni în căutarea înțelepciunii, vă spuneam că este structurată sub forma unui dialog, un dialog centrat pe virtutea esențială a înțelepciunii, dar care se ocupă pe îndelete de aspirațiile noastre cele mai profunde, de eul sau ego-ul nostru, când ne este prieten, când ne devine dușman. Ne trimit la modalități, la practici zilnice de conviețuire cu emoțiile noastre. Sigur, cei trei le-au exersat, altminteri nu le-ar fi prezentat nouă într-o carte. Totul, să știți că este verificat la punct și virgulă, la milimetru. Ne vorbesc cei trei despre arta ascultării, despre ce se află la originea suferinței, despre consecvență, dacă se întreabă ei, este sau nu o chestiune de fidelitate. Interesant. Despre altruism, despre școala simplității, despre culpabilitate și iertare, despre adevărata libertate, urmând ca la finalul fiecărui capitol, sub formă de concluzii, dar niște concluzii extrem de pertinente, să ne ofere câteva sfaturi care pot fi cu foarte mare ușurință, doar binevoitor să fii, în fiecare zi, eu știu, introduse, ingerate în ființa noastră spirituală. Eu am ales să mă opresc doar ca să vă strânesc la câteva dintre ideile prezentate în această carte. Care sunt aspirațiile noastre cele mai profunde, așadar, este titlul primului capitol. Și am să vă citez din discuția lor, din dialogul lor. M-am oprit la punctul de vedere pe care Matthieu Ricard, călugărul budist, fost om de știință, a ținut să-l aducă în discuție. Ce ne spune Matthieu Ricard? Pe vremea când lucram la Institutul Pasteur, aveam un coleg, Ben Shapiro, cu care împărțeam o masă de lucru și cu care purtam din când în când discuții despre viață. Nu știam cu adevărat ce voiam să facem în viață, însă știam ce nu voiam. Și asta e bine. Să avem o existență insipidă, fără sens sau utilitate, care să nu suscite în noi nicio bucurie și niciun entuziasm în viața de zi cu zi. Deci nu-și doreau sub nicio formă așa ceva. Evident că scopul primar al tuturor este acela de a rămâne în viață. Există momente ori locuri din lume unde aceasta este o prioritate absolută, pentru că suntem confruntați cu războaie, cu foamete, cu epidemii, cu catastrofe. Dar atunci când nu ne simțim sub nicio amenințare imediată, deși conștientizăm faptul că nimic nu este permanent și că nu știm ce se va întâmpla în ziua următoare, ar trebui să ne spunem că nu doar ne vom omorâ timpul și că nu ne vom risipi viața. Ar trebui să avem în vedere o formă de dezvoltare, o formă de realizare. Personal, zice călugărul budist, fost genetician, m-am întrebat mereu ce înseamnă să fiu fericit. Să acumulez plăceri? Să găsesc o satisfacție mai profundă? Să înțeleg cum funcționează spiritul meu? Să învăț să fiu mai bun cu ceilalți? Pentru mine, acest lucru echivalează cu a mă întreba ce contează cel mai mult în viața mea. Care sunt dorințele care vin din forul meu interior și care sunt cele care îmi vin din exterior, care îmi sunt impuse, atenție, că nu ne dăm seama de multe ori ce ne vine din afară. Care îmi sunt sugerate, cum este cazul iluziilor societății de consum. Îmi amintesc de un prieten tibetan care mi spunea într-o zi în Times Square din New York, în mijlocul reclamelor luminoase ce atrag în permanență privirea, despre reclame îi spunea acest tibetan prieten,
încearcă să ne fure sufletul amicei. Atenție, încearcă să ne fure sufletul. La un moment dat, independent de orice influență exterioară, trebuie să fim în stare să ne întrebăm ce merită cu adevărat. Ce îmi va permite ca la sfârșitul anului să pot spune că nu am pierdut timpul? Ne putem pune această întrebare în mod regulat și când privim înapoi peste 20 de ani, ar trebui să avem același sentiment pe care îl are țăranul care și-a cultivat câmpul cât a putut el de bine. Chiar dacă lucrurile nu se petrec întotdeauna așa cum sperăm, ar trebui să ne putem spune: nu am niciun regret pentru că am făcut tot ce am putut în limita capacităților mele. Rețineți, nu am niciun regret pentru că am făcut tot ce am putut în limita capacităților mele. Ar putea fi acesta sensul vieții. Câți dintre noi gândim așa? Ar fi bine să reflectăm asupra acestei perspective. M-am oprit apoi asupra unei teme care, vă spun sincer, pe mine mă interesează teribil, teribil, pentru că se suferă foarte mult, pentru că eu însămi sunt o natură care suferă, da? Diferența dintre durere și suferință. Există un capitol aici în carte intitulat La originea suferinței. Ce stă la originea suferinței? Câți dintre dumneavoastră v-ați gândit că există o diferență mică, dar esențială, între durere și suferință, stimați prieteni? Durerea nu este același lucru cu suferința. Durerea este biologică, este organică, este existențială. Ne doare un dinte cariat, ne doare îngrozitor un dinte cariat, ne doare înfiorător când ne pierdem pe cineva drag. Sunt dureri. Sunt dureri atunci când viața, sau provocate de faptul că viața te lovește necruțător. Durerea apare atunci când viața te rănește. Nu o poți evita. Durerea ține de condiția ta de muritor, de existență pe termen scurt, cu durată limitată. Suferința, în schimb, este reacția noastră la durere. Felul în care lăsăm durerea, lăsăm rana, lăsăm lovitura să pătrundă în spiritul nostru, să pătrundă și să întunece viziunea noastră despre lume. Prin urmare, dacă durerea nu poate fi evitată, pentru că este a acestei lumi trecătoare, suferința poate fi înțeleasă, sigur, cu ajutorul terapeuților, cu ajutorul preoților, cu ajutorul unui bun prieten, dar de regulă e bine să mergem la cine se pricepe. Suferința, iertați-mă, poate fi înțeleasă, pe măsură ce faci pași în înțelegere, poate fi acceptată și mai departe poate fi diminuată. Încă o chestiune esențială, aș spune eu, care face diferența între cele două. Dacă aș ieși acum pe strada mare și m-aș duce la prima persoană zâmbitoare care mi-ar ieși în cale și aș întreba-o care este opusul suferinței, cred că mi-ar răspunde superficial, grăbit, plăcerea. Fals. Fals. Atunci când suferi îngrozitor, nu-ți dorești să simți plăcere. Sincer, ce-ți dorești? Ia gândiți-vă o clipă, două clipe. Îți dorești să nu mai suferi. Îți dorești să nu te mai doară. Îți dorești să se facă liniște în tine, să fii senin, să fie pace, să-ți regăsești echilibrul și relația armonioasă pe care o ai cu tine, în primul rând, cu cei apropiați și apoi cu comunitatea din care faci parte. Ei bine, iată câteva lucruri la care trebuie să reflectăm, mai ales astăzi, mai ales acum, când ați văzut că și verbele își schimbă înfățișarea, și substantivele își modifică silueta, și adjectivele încep să aibă alt profil. Intrăm, stimați prieteni, într-o lume nouă, doar că intrăm nepregătiți. Deci, iată câteva repere legate de suferință
de durere, de ce înseamnă una, de ce înseamnă alta, de relația lor cu plăcerea. Și acum, pentru că am obișnuit să vă citez, obișnuiesc să vă citez întotdeauna ca să pot pune în valoare ceea ce spun cu vorbele mele personale și sper pline de căldură. Iată ce scrie Cristof, este vorba despre psihiatrul nostru, plecând de la această relație dintre suferință, durere și felul în care îi putem ajuta pe cei care se confruntă cu ele. Am fost foarte impresionat, povestește el, de o experiență recentă, în timpul unui colocviu despre suferință într-o mănăstire zen. Cred că era în sală în jur de 150 de persoane și un domn, care părea complet distrus, s-a ridicat pentru a povesti că fiul său este schizofrenic și că delirează regulat, distruge totul în casă și că în acest moment este spitalizat. El nu știe ce să facă și ne cere sfatul. M-am simțit tare încurcat pentru că în cazurile complicate și grele mi-ar fi trebuit ore întregi să înțeleg și întreaga viață ca să-l acompaniez. Însă a mă sustrage și a mă eschiva spunând că este prea complicat, da, nu era o soluție ușoară, nu este o scuză. Atunci unul dintre maestrii zen prezenți i-a spus ceva ce mie mi s-a părut just din punct de vedere conceptual, însă dur din punct de vedere uman. I-a vorbit despre efemeritate și despre acceptare. Îmi amintesc foarte bine. Am văzut pe chipul domnului respectiv că aceste cuvinte nu-l consolau nici de cum și m-am gândit. Ce aș putea spune ca să-l ajute în cuvinte puține și într-un timp scurt? Rețineți până și această abordare. Ce poți să-i spui cuiva în cuvinte puține și într-un timp scurt ca să-l ajuți? Aceasta va fi, în opinia mea, regula viitorului. Am luat cuvântul aproape fără să-mi dau seama și m-am auzit spunându-i cam așa. Ascultați, sunteți neputincios în a-l ajuta. Sunt atâția ani de când nu reușiți. Atunci acceptați această neputință fără să renunțați să-i fiți alături. Arătați-i că-l iubiți, chiar dacă nu puteți să-l ajutați și să-l acceptați în sufletul dumneavoastră, deoarece pentru moment nimic altceva nu pare posibil. Tatăl își dorește în mod legitim ca fiul lui să sufere mai puțin, dar atâta timp cât nu acceptă că nu poate face nimic, suferința lui este dublă. Este afectat de situația fiului și își administrează o altă doză de suferință, neacceptându-și neputința. În continuare, așadar, să fie cât mai prezent posibil. I-am spus apoi acestui tată îndurerat, orice ați face, de fiecare dată când sunteți lângă fiul dumneavoastră, când îi vorbiți, când încercați să stabiliți o conexiune cu el, această prezență va fi importantă pentru el la un nivel pe care nici el, nici dumneavoastră, nici eu nu l-am putea măsura. Am avut impresia că aceste cuvinte l-au liniștit și la sfârșitul zilei a venit să mulțumească. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu el, este complicat, uneori facem bine pe moment, dar cu timpul, oare cuvintele mele i-au deschis în sfârșit o cale și i-au micșorat în mod durabil chinul? Iată o modalitate de a sta alături, de a le sta alături celor în suferință, să fim prezenți. Credem că suntem prezenți, mergem la școală, mergem în sala de spectacol, mergem la doctor, credem că am închegat un dialog. În realitate, stimați prieteni, nu știm să ascultăm. În clipa în care cineva vorbește, și vă spun din experiență, în vremea din urmă am învățat și eu lucrul acesta, în clipa în care cineva începe să vorbească, în mintea mea, acelui care ascultă sau crede că ascultă, imediat încep să se rotească, da, niște mecanisme care caută răspunsul cel mai potrivit. N-am răbdare să-l ascult până la capăt. Caut să-mi formulez deja primele cuvinte ale răspunsului, primele fraze, eventual un răspuns zdrobitor, o replică bine argumentată, o replică, eu știu, care să-l slăiască, să-l pună pe gânduri, dar îmi scapă esențialul. Adevărata ascultare, arta ascultării, presupune că atunci când interlocutorul tău începe să vorbească, să te abandonezi mesajului pe care îl spune, să faci să-ți tacă mintea, să nu cauți să vrei să-i răspunzi pe loc, să nu încerci să formulezi răspunsul înainte ca el să-și fi terminat comunicarea, mesajul pe care îl are de transmis. Ei, despre aceasta este vorba
în paragraful pe care vi l-am citit. Și ultima chestiune pe care vreau să o abordez, sunt multe aici, și despre rolul pe care l-au emoțiile în viața noastră. Avem nevoie de toată gama de emoții, avem nevoie să fim și furioși, să fim geloși, avem nevoie să fim invidioși chiar, avem nevoie să fim, eu știu, să bârfim. Totul, de ce spun asta? Nu e frumos. Am fost învățați, educația tradițională spune că nu este frumos, dar emoțiile acestea există înăuntrul nostru. Ele sunt, de fapt, chipul acela de umbră, de întuneric pe care nu-l conștientizăm. Le scoatem la suprafață, ne confruntăm cu ele și învățăm să le dăm la o parte. Totul este să nu fie în exces. Furia ne învață să ne apărăm. Repet, nu în exces. Gelozia ne arată o față a noastră pe care nu vrem să o vedem, și anume faptul că a avea este mai important decât a fi în relația cu cel de lângă noi. Nu, el nu este obiectul nostru, nu este posesia noastră, el este ființa egală, nouă, sufletește, cu care stabilim un echilibru. Lasă gelozia să iasă la suprafață, conștientizează-ți gelozia și vezi ce ai de făcut mai departe. Încearcă să faci pași pe cale mai departe. Singur dacă poți, dacă nu, cheamă un prieten terapeut. Am trecut însă peste capitolele acestea, eu vă recomand, repet, cu toată căldura această carte. M-am oprit la o altă temă importantă, și anume la iertare. La iertare. Ce este de fapt iertarea? Cei mai mulți dintre noi nu vrem, dar nici nu știm să iertăm. Avem senzația că dacă l-am iertat pe cel care ne-a greșit, ne-am plasat automat pe o poziție de inferioritate sau că el va repeta greșeala și că ne va răni din nou. Iertarea de reținut este că, înainte de toate, este un act intim, este un act personal, care n-are nicio legătură cu vreun parcurs juridic, dacă e vorba despre o iertare care trebuie să aibă loc în cadrul unui proces în fața unei instanțe. Te iert din adâncul inimii mele, te iert neconstrânsă, te iert necondiționată. Iertarea nu înseamnă negare, nu înseamnă faptul că am uitat răul pe care mi l-ai făcut. Nu. N-am uitat ce mi-ai făcut, nu neg faptul că mi-ai făcut rău, înseamnă doar că știu că m-ai rănit, știu că mi-ai făcut rău, dar am ales să merg mai departe, pentru că nu vreau să port nici povara suferinței, nici povara răzbunării undeva ca niște saci de moară în urma mea. Să ierți înseamnă, practic, să mergi mai departe. Să ierți înseamnă să-ți faci, înainte de toate, ție un dar, eliberându-te, și abia apoi celui de lângă tine. Sigur că lucrurile acestea, într-o lume în care se duc bătălii peste bătălii, într-o lume în care din stânga, din dreapta cad niște măști și se trimit tot timpul gloanțe și săgeți otrăvitoare, e foarte greu să pui în practică ceea ce ne sugerează cei trei prietenei noștri. Dar lucrul acesta nu este imposibil. Și am să vă ofer și de aici câteva exemple. Putem să iertăm pe ceilalți? Iată întrebarea. Este dilema cu care s-a confruntat Simon Wiesenthal. Simon Wiesenthal era supranumit, și acum este supranumit în istorie, vânătorul de naziști, pentru că s-a născut într-o familie de evrei din fostul Imperiu Austro-Ungar. El a fost prizonier într-un lagăr nazist, unde era trimis pe timpul zilei să lucreze într-un spital. Într-o zi, i s-a spus că un tânăr SS, aflat pe patul de moarte, voia să îi se confeseze unui evreu. Simon Wiesenthal s-a dus la căpătâiul tânărului, care avea în jur de 20 de ani. El săvârșise niște fapte oribile, tânărul. Printre altele, dăduse foc împreună cu brigada sa, unei case în care se refugiaseră numeroși evrei fugari. I-a cerut lui Simon Wiesenthal să-l ierte pentru acest lucru. Simon a ascultat în liniște, tamponând în acest timp sudoarea de pe fruntea omului. Însă nu a putut pronunța cuvântul iertare. Acest om lui nu-i făcuse niciun rău, le făcuse însă altora.
și se simțea incapabil să ierte în numele lor. După aceea s-a întrebat mereu dacă avusese dreptate. Nu putem, desigur, să acordăm iertare în numele altora, dar acest lucru nu ar fi trebuit să-l împiedice să contribuie la întreruperea ciclului urii. Cruzimea este o stare patologică. O societate bolnavă, pradă unei furii oarbe față de o parte a umanității, nu e decât un ansamblu de indivizi alienați de ignoranță și ură. Contemplarea violențelor oribile comise de unii oameni ar trebui să ne întărească așadar compasiunea mai curând decât să ne atâțe de sentimentele. Și încă ceva, și cu asta am terminat, legat tot de iertare, gândiți-vă, formularea este foarte simplă, va trebui de acum înainte să fim mult, mult mai atenți decât până acum la cuvinte. Cuvintele sunt dincolo de chip, a doua, chipul este prima, a doua carte a noastră de vizită. Să disociem omul de fapta lui, așa cum îl disociem pe pacient de boală. Nu spun, sau spun, eu am cancer. Nu spun, eu sunt cancer. Doctorul nu se luptă cu pacientul, se luptă cu boala. Prin urmare, răutatea, cruzimea, toate celelalte care vin în trena lor, în siajul lor, țin de acest cancer interior cu care trebuie să luptăm. Mai mult ca oricând, zic eu astăzi, când avem datoria să găsim un limbaj comun cu ajutorul căruia să facem față urâțeniei care se năpustește peste noi. Avem nevoie de asemenea cărți, repet, de cărți autentice de învățătură, de înțelepciune, de dezvoltare personală. Vă recomand din nou, cu toată inima, trei prieteni în căutarea înțelepciunii, un călugăr, un filozof și un psihiatru. Lumi care găsesc o linie comună de gândire, găsesc o limbă comună, iar cartea, vă spun, la această carte te poți întoarce în fiecare zi, poți medita la cele scrise în ea. N-am să forțez nota spunând că are valoarea unei cărți religioase, a unei cărți sfinte, dar probabil că pentru lumea nouă care se naște acum va ajunge să joace la un moment dat și un asemenea rol. Să ne revedem cu bine!